Aspiranții la un post de agent de poliție care au trecut de evaluarea psihologică participă în aceste zile la probele de aptitudini sportive. În funcție de cum s-au pregătit, concurenții au trecut mai ușor sau mai greu de baremuri sau chiar au fost respinși. Ca și în vară, mulți dintre candidați au împărțit emoțiile inerente unui examen cu părinții sau prietenii care le-au fost alături pentru a-i încuraja, unii pentru a-și împlini visul de a îmbrăca uniforma de polițist, alții pentru a reuși să obțină un loc de muncă stabil. În zilele de 7-8 noiembrie anul curent, la sediul Centrului de Formare și Perfecționare a Agenților de Poliție Nicolae Golescu Slatina, se susțin probele sportive, eliminatorii, pentru ocuparea posturilor vacante de agenți prin încadrare din sursă externă. Ca să promoveze, fiecare candidat trebuie să îndeplinească baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 și să obțină la final minim media 6. După susținerea probei sportive, toți participanții admiși vor susține proba scrisă în data de 19 noiembrie 2016, care are ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate ale candidaților. Cei care vor trece cu bine de această probă vor susține pe 19 noiembrie testul scris, care va fi de tip grilă. El va consta în 60 de întrebări cu 3 variante de răspuns, din care doar una este corectă. Nota finală reprezintă media notelor obținute la proba de evaluare a performanței fizice și la proba scrisă.